Vă salut, dragi prieteni! În episodul de astăzi, așa cum v-am spus în episoadele anterioare, o să facem un tutorial foarte explicit, foarte clar despre cum se instalează modurile pe San Andreas Multiplayer, pe jocul acesta pe care noi îl jucăm și ne place foarte mult, dar vrem să-l îmbunătățim cu câteva moduri, pentru că el standard, să fim sinceri, nu arată atât de grozav pentru anul 2021. Aș vrea să fiți foarte atenți pe toată durata clipului. În episodul de astăzi, pe lângă cel de acum 2 ani și jumătate, o să învăț cum se instalează modurile rapid, ușor, cu explicații mult mai clare și mai succinte, și o să vă învăț totodată cum să aveți mai multe modpack-uri instalate în calculator, să jucați cu câte modpack-uri doriți voi, oricând vreți voi, și cum le edităm pe fiecare în parte. Este foarte, foarte, foarte simplu, așa că vă rog să ascultați explicațiile mele și să urmăriți clipul de la început până la final, pentru că totul se leagă. Deci dacă nu aveți timp acum să vă uitați la tot clipul, lăsați-l pe mai târziu când o să aveți timp. Acum, haideți să învățăm cum se instalează moduri pe SAMP. Înainte de toate, pentru a putea instala moduri pe SAMP, vom avea nevoie în prima oară să instalăm GTA-ul, adică jocul de bază, San Andreas Multiplayer și totodată programele pentru care noi avem nevoie, programe care ne vor ajuta să instalăm modurile, adică Cleo, SAMP Functs și Mod Loader. Sunt trei mari și late: Cleo, SAMP Functs și Mod Loader. Toate linkurile vor fi prezente în descrierea acestui videoclip. Tot ceea ce vorbesc eu acum de GTA, de SAMP, de Cleo, de Mod Loader, de tot, linkurile de download vor fi în descrierea acestui videoclip. Așa că haideți, vă rog, să trecem la cum instalăm efectiv modurile. Pentru a putea instala moduri este nevoie să facem un folder gol, acolo unde avem mai mult spațiu. Mie îmi place să-mi fac modpack-urile mele în calculator, pe discul D, acolo am mai mult spațiu, în teorie bine, acum e mai puțin, dar îl las pe discul D. După cum vedem aici, eu am deja foarte multe GTA-uri aici, cu fiecare modpack în parte, dar nu le băgăm în seamă. Haideți să facem așa, creăm un nou folder, new folder, și scriem cum dorim să se numească modpack-ul sau pachetul de moduri cu care vrem să jucăm pe acest folder. Și o să-l numim, nu știu, să zicem GTA tutorial, da? Îl numim cum vrem noi. Enter. Deschidem folderul și acum folderul este gol. Am spus în felul următor că mai întâi trebuie să instalăm SAMP-ul, după trebuie să instalăm Cleo, după trebuie să instalăm Mod Loader-ul și după SAMP Functs. Toate acestea. Și haideți să le luăm pe rând acum. Aveți linkurile de download în descrierea acestui videoclip de la toate aceste moduri pe care eu vi le-am enumerat mai devreme, însă vor fi linkurile bune de download, adică vor fi cele optimizate, bune, pe care și eu le folosesc în fiecare videoclip și pe care tot timpul eu le-am folosit când am instalat modpack-urile mele, care au peste 100.000 de descărcări în România. Bun, acum haideți să mergem pe web. Dacă scriem aici... Da, asta cu orientarea sexuală este de la un proiect, deci nu vă mirați de ce este. Asta e proiectul de la științe sociale la facultate. În fine. Și scriem așa, moduri.ro. Eu vă recomand foarte mult câteva site-uri pentru moduri pe care le puteți accesa. Moduri.ro, moduri.gratis. Moduri.gratis un pic mai puțin pentru că site-ul nu este, dar nu mai există moduri.gratis. Ok, nu mai există moduri.gratis. Vă recomand moduri.ro. Vă recomand totodată pentru moduri gamemodding.net. Toate aceste site-uri le veți avea în descrierea acestui videoclip încă o dată. Și vă recomand forum.bizon.ro moduri. Aici, unde putem găsi moduri direct de pe forum.bizon.ro, aprobate și verificate. Atenție, pe categorii, pe nu știu ce. Deci avem aici absolut tot ceea ce ne interesează. Vă mai recomand gtainside.com. La fel, este un site destul de bun pentru moduri. Și ce mai găsiți voi, dar pe astea le folosesc eu. Ok, hai să mergem pe moduri.ro. Pentru a downloada GTA-ul avem aici moduri necesare în dreapta, dar nu, avem unde avem GTA-ul aici. Moduri.ro, SAMP Cleo, SAMP Functs, Mod Loader. Ok, nu avem aici. Moduri.ro, scriem sus, /GTA. Și acum ne va duce aici să ne downloadăm GTA-ul. Eu având deja această arhivă descărcată în calculator, nu o să mai descarc acum. După ce ați descărcat arhiva, va apărea aici în jos downloadarea. Dar eu o voi căuta direct pentru că la fel o am deja instalată în calculator. GTA San Andreas. Uite, și asta este arhiva de pe modul.ro, da? O deschidem, dublu click pe ea și veți avea arhiva asta. Bun. Avem arhiva aceasta de pe modul.ro. Vom descărca toată arhiva
vom trage toată arhiva noastră în folderul pe care noi tocmai l-am creat mai devreme gol. Cum? Selectăm absolut tot cu mouse-ul, ținem click stânga apăsat, tragem click stânga, eliberăm momentul în care ajungem deasupra acestui GTA tutorial și lăsăm să se copieze toate chestiile astea de aici, aici. Acum, noi în momentul acesta avem GTA-ul instalat, full, complet, fără să instalezi de pe internet, fără să cauți, să piratezi de pe nu știu ce site GTA-ul, fără să piratezi de pe torrent să-ți iei GTA San Andreas, fără absolut nimic. Este atât de simplu. Deci această arhivă conține GTA-ul, jocul în sine pe care îl puteți juca și pe single player, fără să mai fie nevoie de absolut nimic. Acum, în momentul următor, următorul pas este să ne instalăm sample-ul pe el, pentru că asta este doar arhiva jocului GTA, nu avem și San Andreas Multiplayer pe el. Eu vă recomand să luați SAM de pe salniuțamp.com, de unde le iau și eu tot timpul. Și mergem aici, downloads în partea stângă și avem aici SAM 037 R4 client. Clic aici pe textul portocaliu și ar trebui să se descarce în partea de jos imediat. Hai, încă un clic. Ar trebui să... Ok, bun. Și a început să descarce. Durează ceva, un pic mai mult, dar a început să se descarce. A durat mai mult pentru că se copiază și din arhivă și va dura ceva. Ok, hai să ne pregătim ce avem nevoie. Avem deocamdată aici sample pe care urmează să-l instalăm. După ce se vor copia toate aceste fișiere în folderul pe care tocmai noi l-am creat și este gol, atunci va fi următorul pas, anume să instalăm sample. Mai are un pic, 97%, 98%, 99% imediat și 100%, și acum vom mai aștepta un pic pentru a se muta toate astea acolo. Vedem aici, arhiva e destul de mare, are 3 giga și ceva, deci este jocul complet. După cum v-am spus, nu mai e nevoie de torrent sau de alte minuni. Până atunci, haide să luăm cine mai trebuie. Avem aici SAMP descărcat. Hai să mergem să luăm următoarea chestie. Hai să facem pe pași. Voi reveni când s-a copiat totul. Ok, în acest moment s-a mutat absolut totul. Hai să mergem să deschidem SAMP-ul pe care tocmai l-am downloadat. Dublu click pe el. Dăm aici OK, nu-i problemă, yes, aștept să deschidă, I agree. După aici, mare atenție, nu dăm install. Trebuie să selectăm aici cu browse folderul pe care noi tocmai l-am creat. Eu am creat acel folder în discul D, adică avem aici D-ul care este deja selectat și căutăm GTA tutorial aici. Click pe el și OK. Click pe el și OK. Și trebuie să fie aici D, GTA tutorial, install. Am dat install în momentul acesta. După ce am dat install, în folderul nostru avem și SAMP. În acest moment noi putem intra pe SAMP și să jucăm SAMP. Ok, haideți acum să vedem cum instalăm modurile respective. Acum vă rog să fiți atenți. Pentru a instala modurile avem nevoie de Cleo. Cleo este un programel care va rula modurile pe care noi le vom instala. Pentru a instala Cleo trebuie să mergem pe, scriem așa, moduri.ro/Cleo. Încă o dată veți avea linkurile în descrierea acestui videoclip. Și avem aici Cleo de pe moduri.ro. Dăm aici descarcă Cleo cu instalare. O să fac exact, deși eu am Cleo în calculator, o să fac exact pașii aceștia pe care voi aveți deja. Cleo4seta.exe. Dăm pe descărcați oricum și ne-a downloadat Cleo4.exe. În acest moment noi avem Cleo4.exe și îl deschidem după ce l-am instalat. Eu nu o să mai downloadez încă o dată pentru că deja l-am în calculator. Deschid Cleo4.exe, dau pe yes. După, selectăm limba engleză, ok, dăm next. Iar aici la fel, vom selecta... Foarte important, GTA-ul pe care noi l-am avut, l-am creat mai devreme. Adică căutăm discul D, dublu click și după ne ducem aici jos la GTA tutorial, ok. Trebuie să apară unde l-am instalat noi, GTA tutorial. Foarte important să nu dăm next, next, next continuu, pentru că s-ar putea să instalăm atât Cleo cât și sample-ul de mai devreme în alt folder și evident că nu o să putem să rulăm moduri pe folderul nostru dacă noi l-am instalat din greșeală în alt folder. Tocmai de aceea foarte multe ori am primit mesaj de la voi cu: băi, nu știu, nu merge să instalez. Păi nu merge că n-ai setat în folderul pe care tu tocmai l-ai creat. Cine știe unde l-o fi instalat în calculator. Așa că dăm mai departe. După ce am selectat folderul și suntem convinși că acesta este folderul GTA tutorial, dăm next. Aici full installation. Deci nu ne mai gândim, next, install, pack, next
Și aici nu e neapărat de bifăm astea două, pentru că nu vrem să se deschidă documentele de tutorial pentru Cleo, că nu avem nevoie. Bun, în acest moment avem toate astea instalate. Avem aici și folderul Cleo, folderul Cleo în care noi vom băga modurile. O parte dintre moduri. Și acum vă rog să fiți atenți. Vom instala totodată și mod loader și să vă explic imediat ce înseamnă mod loader. Mergem aici la moduri necesare pe modul.ro în coată link-uri în descriere și dăm click aici pe mod loader. Ce face mod loader? O să vă explic eu imediat ce face mod loader. Dăm aici pe descarcă mod loader, îl avem aici în bară, cei dreptul îl aveam deja instalat în calculator și am deschis arhiva cu mod loader. La fel, deschidem folderul pe care tocmai l-am creat, deschidem arhiva cu mod loader și în acest moment tragem tot ce există în mod loader, selectând cu mouse-ul, în folderul principal și am eliberat mouse-ul. Poate nu știm cum se instalează mod loader, hai să citim. Este foarte, foarte, foarte important și o mai zic de 500 de ori că este foarte important în momentul în care ne uităm la un mod pe SAM, la un Cleo, la un mod loader, la orice pe SAM, să citim instrucțiunile de pe site. Pentru că de foarte multe ori am prieteni sau voi îmi dați mesaje cu ai tu un link de la mod loader, cum se instalează mod loader, ai tu un link de la Cleo, cum se instalează Cleo. Lucrurile sunt foarte simple, hai să presupunem că nu știu cum se instalează mod loader, da? Hai să citim. Mod loader este un mod prin nu știu ce, ce face mai exact mod loader? O să vă explic eu imediat ce face mod loader. Instalare, cum se instalează mod loader? Extragem arhiva în folderul principal al jocului sau punem folderul mod loader și fișierul modloader.axi în folderul jocului GTA San Andreas. Exact ceea ce am făcut eu mai devreme. Adică lucrurile sunt foarte simple, n-ar trebui să întreb pe cineva cum se instalează mod loader din moment ce îți scrie clar aici pe site. Dar dacă tu intri rapid aici, pac, mod loader, după rapid, descarcă, vezi primul buton cu verde, descarcă și nu mai citești nimic altceva, este o greșeală foarte mare în momentul în care faci un mod pack, în momentul în care creezi un mod sau faci sau cauți moduri, pentru că s-ar putea ca unele moduri să nu se înțeleagă unele cu altele. Și gen dacă la unele moduri de arme, spre exemplu, spune acolo a nu se instala peste... Și îți spune acolo ce mod să nu fie împreună cu ăsta. Și după te întrebi, a, păi nu merge modul de arme. Păi evident că nu merge modul de arme dacă tu n-ai citit instrucțiunile și nu l-ai instalat așa cum zice acolo. Adică doar nu te-ai aștepta să meargă ca prin minune. Bun, acum că am lămurit chestiile astea, că e foarte important să citim, e foarte important să ne uităm înainte de a instala. Haideți să vedem acum cum ar trebui să arate în momentul de față jocul. Bun, avem și mod loader și Cleo. Mai trebuie să instalăm un SAMP funct. SAMP funct, descarcă SAMP funct. Aici la SAMP funct vom da click aici pe descarcă SAMP funct versiunea veche, versiune old, pentru că versiunea nouă am testat-o și nu funcționează pe noul SAMP R4. Așa că vom da aici descarcă SAMP funct versiune old, adică versiunea mai veche. Nu e nicio problemă, merge perfect, merg perfect toate modurile și pasta, deci n-avem nicio treabă. Dăm click acolo, sperăm că se va downloada în curând, dăm înapoi că n-avem nevoie de aceste ad-uri, descarcă SAMP funct versiune old, dăm încă o dată pe download now până vrea, închidem tabul care tocmai s-a deschis. Nu înțeleg de ce le-a pus pe zip share toate chestiile astea. O să vă dau eu un link de la SAMP funct în descrierea acestui videoclip pentru a-l putea descărca mult mai ușor, pentru că de aici zău e foarte nașpa. Fapt, nu, haideți că o să vă dau eu un link în descrierea acestui videoclip de unde puteți descărca SAMP funct. Îl veți avea în descrierea acestui videoclip. SAMP funcțiul pe care îl am eu în calculator, știu că merge foarte bine. SAMP funcțiul acesta pe care eu îl am deja, voi îl veți putea downloada folosind linkul din descriere. După ce ați downloadat SAMP funcț, va trebui la fel, după ce îl downloadați, să îl trageți în folderul respectiv, GTA tutorial. Bun, iar acum avem tot ce ne trebuie instalat. GTA, SAMP, Cleo, mod loader, SAMP funct și încă o dată SAMP funct aici. Ăsta se va crea automat în momentul în care vom deschide jocul. Bun, hai să vă explic ce înseamnă mod loader. Să zicem că noi în mod loader vedem aici avem multe chestii. Să spunem că în Cleo vrem să ne instalăm în momentul în care vom instala un mod, vom vedea că el va cere ori Cleo ori mod loader. Sunt două chestii care sunt aproape similare, dar există un mare dar. În Cleo putem pune orice moduri vrem noi care merg pe bază de Cleo, care au la final .ks. .ks înseamnă că ăla este fișier de
Cleo. Și ne instalăm modurile aici în Cleo, ne punem zone textul, ne punem nu știu ce, dar există anumite moduri care va trebui, care în momentul în care le vom instala, vor modifica sample. Adică vedeți acest vorbis.dll de aici, acesta este un fișier de configurare al GTA-ului, al jocului efectiv, și sunt anumite moduri, cum ar fi modurile de grafică, modurile de arme, modurile, în special cele de aparență, de grafică, de străzi, de arme, de nu știu ce, care vor să fie instalate prin mod loader. Și de ce vor să fie instalate prin mod loader? Pentru că în momentul în care noi ne instalăm, spre exemplu, un mod de grafică reflexii pe mașini, da? El va modifica automat vorbisul.dll, pentru că aici se găsesc anumite extensii pentru grafică, în una din astea trei. Și în momentul în care ne instalăm modul de reflexii, intrăm pe joc și vedem că nu funcționează, noi cum reușim să aducem înapoi vorbis.dll inițial care mergea? Răspuns, nu putem. Tocmai de-aia s-a inventat mod loader, iar modul de grafică se pune fix aici, sub forma, nu știu, reflexii, folderului reflexii, pe care vom downloada de pe site, așa, iar aici, în mod loader, vor funcționa modurile de aici, pe care le putem șterge când vrem noi, fără să fie afectat ceva de aici, care se vor rula modurile, vor merge când pornim jocul, independent față de acest folder cu GTA. În moment, avantajele la mod loader, putem denumi modurile foarte ușor, fără să existe probleme, putem scoate moduri ușor dacă nu merg, putem adăuga moduri ușor dacă nu merg, fără a edita fișierele de bază ale GTA-ului, ceea ce nu se face. Samfunks la fel, este un program prin care se instalează anumite moduri. Sunt foarte puține moduri care merg pe bază de Samfunks, cum ar fi cel de schimbat vremea, este pe bază de Samfunks, și cel care arată gloanțele, urmele gloanțelor, trasa.cs parcă se numește, la fel este un mod pe bază de Samfunks, dar în rest modurile pe bază de Samfunks sunt foarte puține și nu necesită mare chestie. O să vedem că în momentul în care downloadăm un mod, va scrie, îl punem ori în Cleo, ori în mod loader, pentru că mod loader are și niște chestii pe aici care îl ajută să funcționeze mai bine. Hai să intrăm pe joc acum să vedem că totul funcționează perfect. Încă o dată, vă readuc aminte, în momentul în care intrăm pe joc și vrem să jucăm cu mai multe modpack-uri, dăm aici click pe Tools, dăm aici click pe Settings, iar acum vedem că noi avem selectat de GTA Tutorial. Dacă dăm aici click în partea dreaptă pe acest folder, putem rula mai multe foldere. Spre exemplu, eu am făcut acum folderul GTA Tutorial, da? Spre exemplu, ce e asta? Așa. GTA Tutorial. Dacă vreau, spre exemplu, să-mi fac alt folder unde să instalez din nou GTA Cleo Mod Loader, repetăm procesul pe care l-am făcut mai devreme, îl numesc GTA Tutorial Tutorial Moduri Vară, să zicem. Intrăm în el și repetăm tot procesul de mai devreme, cu instalare GTA, SAMP, Cleo, nu știu ce. În momentul acesta avem două foldere, unul în care ne putem pune moduri de iarnă, spre exemplu, în ăsta GTA Tutorial, și în ăsta ne punem moduri de vară. Care este avantajul? După cum vedem aici, eu am foarte multe GTA-uri. În fiecare GTA mi-am pus ce moduri vreau eu, în funcție de specificul respectivului folder. Dacă eu am vrut să fac un modpack de mafie, am pus moduri de mafie. Dacă am vrut să fac modpack-ul 2021 Swift, am pus ce moduri am crezut eu în acel folder. Și cum facem să jucăm odată cu unul, odată cu unul? Păi hai să vedem. Intrăm în SAMP, aici, click Tools, după cum v-am zis, Settings, și se deschide fereastra aceasta. Aici putem selecta din acest buton ce folder să ruleze când deschidem SAMP-ul. Adică putem selecta GTA Tutorial, dublu click și am dat OK și acum va porni acest modpack GTA Tutorial, dar totodată putem să selectăm, spre exemplu, GTA, nu știu, modpack 2021, modpack-ul meu, dăm OK și în momentul acesta vom juca cu modpack-ul acesta pe care tocmai l-am selectat noi. Asta este toată șmecheria la cum joci cu mai multe modpack-uri. Selectezi diferite foldere când pornești sample-ul. Îi spui, bă, eu vreau să pornesc sample-ul acum cu modpack-ul ăsta. Selectez folderul ăsta. Vrei să pornești sample-ul cu modpack-ul ăsta? Selectez folderul ăsta. Și tot așa. Eu vreau să-l bordesc acum cu GTA Tutorial, adică folderul pe care noi tocmai l-am creat, și vrem să vedem dacă funcționează ceea ce am instalat până acum. Hai să vedem dacă funcționează.
intra pe joc, funcționează perfect, toate bune, însă nu avem niciun mod, pentru că n-am instalat niciun mod, dar jocul funcționează foarte bine și toate sunt ok, funcționează toate bune. Hai să vedem cum instalăm moduri acum. Vedem, avem HUD-ul standard, avem tot standard, dar vrem să modificăm câte ceva. Hai să vedem cum modificăm câte ceva. Ne-am reîntors pe site-ul meu preferat de moduri, anume moduri.ro, să vedem cum instalăm vreun mod. Hai să încercăm să instalăm ceva, să vedem ce iese. Vreau un mod de străzi, spre exemplu. Am dat click pe străzi. Străzi cu puțină zăpadă? Nu vreau asta. Mod de străzi pe toată harta. Ia să vedem. Dăm aici pe descarcă mod. Vedem, ne place modul, nu știu ce. V-am spus să citim instrucțiunile, da? Întotdeauna și eu când fac mod pe curile mele, citesc instrucțiunile modului să vedem dacă există o problemă. Acest mod necesită Cleo. Bun, avem Cleo. Acest mod necesită mod loader. Avem mod loader. După ce ați descărcat modul din linkul de mai jos, copiați folderul mod de străzi pe toată harta din arhivă sau extrageți arhiva în folderul mod loader. Deci, punem tot în mod loader. Nu știu ce. Bun. Download străzi pe toată harta. Am dat click aici. Am dat click pe download aici. Și mi s-a downloadat moduri de străzi pe toată harta. Îl lăsăm acolo să se downloadeze pentru că va dura ceva, în timp ce noi vom naviga după alte moduri. Avem aici HUD. Hai să vedem dacă vrem să ne modificăm HUD-ul. Vedem aici, ia să vedem. HUD MOV, minimapă, hartă, țintă, nu știu ce. Ok, hai să vedem o mapă pătrată, să zicem. Căutăm pe aici mapă pătrată, minimap, hartă, HUD, nu știu ce. Avem aici totul modificat, da? Bun, hai să instalăm acest mod. Hai să citim. Acest minimap radar este pătrat, nu știu ce, a fost făcut pe sistemul nu știu ce, HUD modifică, așa. Instalare mapă pătrată. Acest mod necesită Cleo, îl avem, mod loader îl avem. După ce ați descărcat modul din linkul de mai jos, extrageți toată arhiva, folderul jocului GTA San Andreas. Poate am mâncat aici un cum că era în folderul jocului. Deci ăsta îl vom extrage tot în folderul jocului GTA San Andreas. Deci nici în mod loader, nici în Cleo, ci în folderul jocului GTA San Andreas. În special la modurile de mapă, HUD și astea se extrag toate în GTA San Andreas, că așa e de foarte multe ori. Ok, îl instalăm în GTA San Andreas. Asta ar putea să fie o problemă pentru că nu funcționează, adică, ba da, există mod loader, va fi pe bază de mod loader, deci nu ne va afecta fișierele de acolo, ceea ce v-am zis eu mai devreme. Download mapă pătrată. Bun, l-avem și pe acesta. Hai să vedem acum, ce moduri vrem să ne mai cumpărăm, doamne, luăm noi, cer. Mod de cer realist, mod de cer realist, mod de cer ca în GTA 5. Hai să luăm pe acesta, ne place mult, da? Nu știu ce, tarantaram. Instalare mod de cer, Cleo, mod loader avem, extrageți arhiva în folderul jocului. Deci punem tot în folderul jocului. Recomandări, ia să vedem. Ce cu schimbat automat vreme, cu modul de schimbat vremea. O să luăm și pe acela, nu știu ce. Acest mod conține și anti-crasher, ca să nu iei crash. Ok, perfect. Deci modul acesta le are pe toate. Download mod de cer. Dăm aici pe download și după o să învăț și cum se instalează un modpack. Bun, am downloadat și modul acesta. Hai să vedem acum ce mai vrea noi să ne punem pe jocul nostru. Hai să ne luăm modul de schimbat vremea. Da, hai să-l dăm aici. Există un buton de search, schimbă vremea, să zicem, pentru că este un mod pe bază de SamFuncts. Să vă arăt cum să pune și ăla pe bază de SamFuncts. Mod, scriem aici schimbat, mod schimbat vremea, moduri.ro. Și vedem, ne-a dus aici direct pe moduri.ro la primul link, changer.cs. Bun. Cum îl instalăm? Puteți așa, ai nevoie de Cleo și SamFuncts, le avem. Poți descărca SamFuncts, nu știu ce, după ce ați instalat așa, puneți fișierul changer.cs în folderul Cleo. Ok, descarcă changer.cs. Acum, intrăm în folderul pe care noi tocmai l-am creat, în care vrem să ne instalăm modurile și deschidem pe rând modurile pe care tocmai le-am instalat. Mod de străzi pe toată harta. Ăsta l-am citit mai devreme că se pune în mod loader. Deschidem mod loader și tragem arhiva, adică acest folder, în mod loader. Bun. Iar în momentul acesta avem în mod loader modul de străzi pe toată harta care va rula. La fel îl putem redenumi cum vrem noi și îl putem șterge de aici foarte ușor în momentul în care vrem să nu mai avem mod de străzi. Dacă deschidem mod de străzi, vedem câte nenorociri sunt pe aici. Nenorocirile astea, în mod normal, ar fi modificat fișierele jocului. Dar, având mod loader, nu face chestia asta și le putem șterge oricând vrem noi fără să afectăm jocul. Acum, următorul mod, am deschis. HUD, nu știu ce, în stil PUBG. Acolo zicea că
Se va selecta absolut tot și se va pune în folderul principal al jocului. Selectăm tot, dacă ar merge și mouse-ul meu, și tragem tot în folderul jocului. Deci nu mod load, nu nimic, în folderul jocului. Bun, l-am pus aici. Mai departe, mod de cer pe toată harta. La fel a spus că totul se va pune în folderul jocului. Selectăm tot și vom pune în folderul jocului. Bun, am instalat și ăsta. Mai departe. Vedeți cât de simplu este? Doar trebuie să citim. Changer.cs. Ăsta este că se va pune în Cleo. Așa, și îl punem în Cleo. Gata. Și ne-am instalat toate modurile pe care noi am vrut să le instalăm. Acum, avem site-ul și gamemodding.net pentru instalatul de moduri. Eu vă recomand atunci când căutați un mod să scrieți pe Google. Adică deschideți Google-ul frumos, google.com, și scrieți, spre exemplu, mod de arme și după scrii numele site-ului, gamemodding.net. Ca să-ți dea foarte ușor câteva rezultate pe aici, și vedem aici moduri de arme pe gamemodding.net, la fel. Hai să vedem cum se instalează un mod aici pe o mașină. Vrem un mod pe Infernus, spre exemplu. Scriem aici, mod Infernus, gamemodding.net. Pentru mașini vă recomand gamemodding.net, sunt cei mai buni la mașini. În rest, vă uitați și voi. Infernus pentru GTA San Andreas și dăm click. Și vedem cât de repede am găsit. Ia uite, BMW nu știu ce, race car. Îl vrem pe acesta, chiar e frumos. Click stânga. Și vedem cum îl instalăm. Download. Ăștia, în general, au instalări automate pe gamemodding.net, deci n-ar trebui să vă faceți vreo problemă. Dăm aici pe download, vedem aici că începe download în câteva secunde, secunde pe care noi le vom aștepta. La fel și GTA Inside are moduri destul de bune, dar vă recomand special modul.ro. Până atunci, haideți să vedem cum instalăm un modpack. Pentru că de foarte multe ori primesc întrebarea cum instalăm modpack-ul tău Swift. Așa că vom merge pe YouTube, direct la mine, și vom scrie SwiftyGamingRaw, SwiftyGamingRaw modpack. Și vedem să-mi aleg un modpack de-al meu de pe aici. Ăsta cu 65.000 de vizualizări. Uite, ăsta cel mai recent, da? Dau click pe el. Bun. Eu am spus că linkul este în descrierea videoclipului și vedem aici două linkuri de unde putem descărca efectiv modpack-ul. S-a făcut ăsta aici, da, download installer. Să downloadeze ăsta de pe gamemodding.net și s-a descărcat. Îl lăsăm acolo deocamdată. Și hai să vedem cum se instalează un modpack. Dăm aici, pe Google Drive, spre exemplu, să downloadăm modpack-ul pe care tocmai eu l-am pus și downloadăm arhiva asta cu GTA Realistic 2021. Dăm pe descărcați și în momentul acela avem arhiva. Eu întotdeauna am pus în arhiva respectivă acest citește mai important, pe care dacă l-ați fi deschis, la fel, urmărim instrucțiunile, am scris aici, cum îl instalăm? Dezarhivați toată arhiva într-un folder separat, gol, arhiva conține și GTA și SAM, trebuie să le instalați voi. Adică deschideam arhiva asta, pentru că este fix arhiva pe care eu o downloadam pentru un modpack, și ce am spus? Să punem totul, tot ce există în arhivă, într-un folder nou. Și tot ce punem de aici, tragem tot de aici într-un folder nou. Exact cum am făcut noi mai devreme cu SAM, cu GTA-ul, cu Cleo, cu toate astea. Avantajul este că modpack-ul ăsta al meu le are pe toate. Deci nu mai tragem totul în stânga și gata. Aia a fost totul. Deschidem SAM-ul și selectăm de aici din tool să ruleze folderul respectiv pe care noi tocmai l-am creat și am tras toate chestiile astea din modpack acolo. Asta e tot. Simplu. Așa se instalează un modpack. Simplu. Adică cât de simplu poate să fie, să tragi tot într-un folder pe care tocmai l-ai creat și gata, asta e tot, e simplu. Adică totul e foarte simplu, nu e nimic, absolut nimic complicat. Sper că ați înțeles ceea ce v-am explicat. Hai să ne reîntoarcem acum la BMW-ul nostru pe care tocmai l-am downloadat. Resume, failed network, ok, se pare că nu a vrut să-l downloadeze. Hai să luăm alt mod atunci, dar mă bucur că hai să mai încercăm o dată cu download-ul. Mă bucur că v-am explicat despre cum se instalează mai multe modpack-uri și despre cum instalăm un pur și simplu modpack. Sau dacă mergem pe moduri.ro la secțiunea modpack-uri, hai să vedem aici. Intrăm la modpack-ul ăsta, pink, da? Ne uităm la instrucțiuni. Ce se întâmplă cu el? Pas cu pas. Clic dreapta pe arhiva descărcată de mai jos, apoi selectați așa unde aveți jocul GTA San Andreas. Deci la fel, tragem absolut tot peste folderul GTA San Andreas. Simplu, adică
ce-i drept, mod imponent acum a picat sau nu funcționează pentru că nu mă las să downadez niciun mod de pe el, am încercat. Așa că am luat din calculator acum un mod de pe gamemodding.net pe care l-am tot la fel pe Infernus și dăm dublu click pe el. Vedem că aici pe gamemodding.net totul funcționează automat. Deschidem aici setupul.exe. În momentul în care vrem să ne instalăm pe mașini ceva, vă recomand gamemodding.net pentru modurile de mașini pentru că sunt foarte reușite. Și acum s-a deschis meniul. Aici ne întreabă, model to replace, pe ce mașină pune modul? Și am selectat aici Infernus. Este selectat deja din toată lista aceasta, pentru că modul n-ai făcut deja pentru Infernus. Și selectăm mașina pe care vrem să punem modul acesta din dreapta, care ni se arată aici în dreapta. Bun. Și aici la fel, selectăm folderul în care dorim să instalăm mașina. Și la fel, dăm aici pe select și ne vom duce din nou în folderul pe care noi l-am creat, GTA Tutorial. Dublu click pe el odată, select folder și gata. Și acum dăm pe install. Continue installation. Bun. Și acum am instalat modul. Gata. Acum hai să intrăm pe joc. Dublu click pe SAMP. Să vedem că totul funcționează perfect. Aici vedem că avem selectat GTA Tutorial, adică GTA-ul nostru, și vom intra pe SAMP să vedem dacă tocmai ce am instalat a funcționat. Hai să vedem. Și în momentul acesta am intrat pe SAMP și vedem că totul funcționează. Adică avem mapa băgată, avem scrisul modificat, avem toate modurile pe care le-am băgat mai devreme. Hai să vedem modul pe Infernus, pe care tocmai l-am pus de pe gamemodding.net. Haideți să-mi dau duty aici la poliție și să-mi spawnez un Infernus aici. FVS, Infernus, spawnăm. Și vedem că Infernusul are modul pe care noi tocmai l-am instalat mai devreme. Voi în dreapta acolo o să vedeți pentru că apare facecam-ul meu, dar acolo s-a modificat și HUD-ul și banii și absolut tot exact cum era modul respectiv de mapă pătrată. După cum putem vedea, e mapă pătrată acolo în stânga și astfel am instalat modurile respective. Vedem, modul pe străzi există, deja avem tot ceea ce ne trebuie și funcționează totul foarte bine. Acum, dacă cumva vă dă crash SAMP funcțul, vă recomand să scoateți modurile pe bază de SAMP funcț, adică modul changer.cs pe care tocmai l-am instalat mai devreme. S-ar putea să nu meargă uneori, nu știu de ce, dar s-ar putea să nu meargă. Este modul care schimbă vremea. Eu vă recomand, dacă nu funcționează, să îl scoateți. Sau, nu știu, încercați să instalați un anti-crasher nou de pe internet, dar vă recomand cel mai sigur să scoateți, să nu existe alte probleme, pentru că până la urmă modurile pe SAMP funcț sunt foarte puține și nu necesită mare... nu trebuie să le acordăm foarte mare atenție, că sunt două cele mai importante moduri pe bază de SAMP funcț și nu avem neapărat nevoie de ele. Bun, și în acest moment am instalat modul și vedem totul funcționează perfect, SAMP funcțul la fel, nu avem nici o problemă. Cam acesta a fost tutorialul, sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles, dacă n-ați înțeles vă rog să-mi lăsați în comentarii modul pe cer la fel. Vă rog să lăsați în comentarii întrebările voastre și o să vă răspund cât pot eu de repede în următoarele zile și sper că ați înțeles că totul a fost pe înțelesul tuturor. Iar acum, după cum am învățat, dacă vreau să joc cu alt modpack, nu rămâne decât să ies de pe joc și să selectez acolo când deschid SAMP-ul un alt folder unde eu mi-am pus alte moduri. Mulțumesc pentru atenția acordată, sper că v-am ajutat și că v-a plăcut, aveți grijă de voi și dacă acest tutorial v-a fost de folos, nu uitați să lăsați un like și să dați share ca să afle mai multă lume despre cum instalăm moduri pe SAMP ușor. Aveți grijă de voi, stay close, bye!